vă recomandă Elastic Ultra. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. Iată că astăzi, în ultima noastră ediție din această săptămână, începem prima parte a dezbaterii noastre, să discutăm despre agricultura ecologică. Sunt convins că foarte mulți dintre telespectatori, dintre cei care ne privesc, s-au gândit cel puțin pentru o dată să înceapă o afacere cu produse ecologice. De ce cu produse ecologice? Pentru că sunt mai bine plătite, sunt mai căutate dacă stăm să ne uităm la anumite statistici și implicit am avea piață de desfacere pentru ele, există cereri. Dar așa cum știm cu toții, nu e deloc ușor să faci agricultură ecologică, sunt multe condiții pe care trebuie să le îndeplinești, să te certifici și așa mai departe, iar în România, din păcate, sub 3% din teritoriul agricol al României este cultivat în sistem ecologic. O suprafață de peste 300.000 de hectare avem cultivată cu produse bio, produse ecologice. Cred că datele acestea ne spun destul de multe. Suntem o țară cu potențial ridicat în domeniul acesta, dar din păcate nu reușim să-l valorificăm așa cum fac alte state, alte țări. De ce? O să aflăm în seara asta de la invitații mei, pentru că ne propunem să pledăm pentru agricultura ecologică, să vă determinăm pe dumneavoastră să începeți o afacere în acest domeniu de activitate. Vom discuta, bineînțeles, și despre noua legislație pentru agricultura ecologică, o nouă legislație care va începe în anul 2021. În ianuarie 2021 vom avea parte de o nouă legislație, implicit reguli noi. Cât de pregătiți suntem noi ca țară, cât de bine cunoaștem această legislație, o să aflați în seara asta de la invitații mei. Dar ca și în agricultura convențională, nici în agricultura ecologică nu e totul roz. Sunt multe probleme și aici. Un an greu, ca peste tot, dacă seceta a marcat foarte tare fermierii din convențional, cu siguranță că nici celor din ecologic nu le-a fost absolut deloc ușor. O să mai abordăm și un alt subiect, o altă dezbatere, o să vorbim despre Green Deal. Ce implică acest Green Deal? Să avem peste 25% din suprafață cultivată în sistem ecologic. Iată că asta ar însemna că mulți dintre cei care lucrează în convențional să meargă și în direcția asta, să treacă către sistemul ecologic. Vom vorbi și despre prețul cerealelor pentru cei care cultivă în sistem ecologic, cu cât sunt ele mai mari, dacă există cerere, cât de greu e să-ți găsești loc pe piață. De asemenea, o să abordăm și un alt subiect, o altă temă, o să vorbim despre legea azilierilor. E nevoie de forță de muncă și în acest sistem. Cred că e nevoie de mult mai multă forță de muncă dacă stăm să ne gândim cum se face agricultura ecologică. Toate subiectele astea o să le discutăm în ceasul pe care îl avem la dispoziție, în prima oră a emisiunii noastre, împreună cu domnii Ion Tuncea, cercetător la INCDA Fundulea. Mulțumesc mult de tot pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și domnul Aurel Petruș, bună seara, mulțumesc și dumneavoastră, fermier important pentru sectorul ăsta ecologic din România. Mulțumesc pentru prezență. Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație. Domnilor, plecăm de la câteva date, de la câteva premize foarte exacte. Spuneam noi că sub 3% din suprafața țării este cultivată în sistem ecologic și peste 300.000 de hectare avem de asemenea în sistem ecologic. De ce doar atât? Asta ar fi prima întrebare. Domnul Petruș este unul dintre fermierii care lucrează o suprafață mare la nivel de România. Cred că sunteți în primii fermieri ca și întindere, ca și suprafață, dacă stăm să ne gândim la sistemul ecologic. Nu este adevărat. Sunt fermieri care lucrează suprafețe mult mai mari în sistem ecologic. Cât lucrează dumneavoastră, ca să le spunem telespectatorilor? Eu știu, dar... Da, împreună cu toată echipa care suntem în aceeași locație, aceeași cooperativă, lucrăm în jur de 1300 de hectare. Dar sunt colegi în județul Tulcea, în Moldova, care lucrează
peste 2.000-2.500 de hectare, da, în sisteme ecologice. 1.300 cred că e o suprafață destul de mare. Da, este o suprafață mare. Ce trebuie remarcat, faptul că începutul a fost în anul 2000. Aproape suntem printre primii fermieri din țară care am făcut acest pas spre agricultura ecologică, bineînțeles că atunci cu o suprafață undeva la 200 de hectare, suprafață care a crescut an de an și la ora actuală 1.300. Bun, noi v-am tot dat drept exemplu și o să vă dăm pe mai departe, pentru că din punctul meu de vedere trebuie să crezi foarte tare în acest demers, în acest proiect. Nu e absolut deloc ușor să faci agricultură ecologică, dar cred că ar trebui să menționăm în primul și în primul rând avantajele pe care le au cei care se hotărăsc să facă o astfel de agricultură. Și aici o să apelez ca de fiecare dată la domnul profesor Tonciu, pentru că știu că dumnealui este un reprezentant marcant pentru acest domeniu de activitate din România și prin munca depusă în Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Agricolă la Fundulea, ați reușit să aduceți plus valoare acestui sector, acestui domeniu de activitate. Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte. Într-adevăr, sunt niște avantaje, să începem cu avantajele, dar va trebui să vorbim și de celelalte aspecte care, sigur, nu sunt ușor de rezolvat. Deși noi spunem mereu că în agricultura ecologică nu avem probleme, ci doar soluții, bineînțeles, glumind, în realitate este că sunt, într-adevăr, niște avantaje. În primul rând, mă refer la avantajele în ceea ce privește îmbunătățirea fertilității solului sau menținerea, conservarea acesteia. De altfel, e una din măsurile de bază ale oricărui fermier care face agricultură, cultivă terenuri în sistem ecologic, să vorbesc așa, în primul rând acest lucru, pentru că posibilitățile de a suplini sau de a înlocui aceste metode prin metode convenționale nu sunt permise în conformitate cu regulamentele Uniunii Europene. Deci, în primul rând, acest aspect ar fi, în al doilea rând, ar fi producția care, în general, este o producție de foarte bună calitate și, sigur, și valoarea acestei producții este pe măsură. Și, ca atare, și prețurile sunt avantajoase, sunt stimulative. E adevărat, nu sunt câștiguri enorme în agricultura, adică m-am gândit să fac agricultură ecologică și imediat mi-au intrat milionul de euro. Nu se poate. Sunt să depun eforturi foarte mari, să ajung să stabilizez, de exemplu, în primul rând să găsești soluția ca să folosesc termenul care nu prea îmi place, să comasez, deci să adune aceste parceluțe în parcele mai mari și totodată să te îngrijești ca solul respectiv să stea mereu să-și mențină proprietățile inițiale. Ar mai fi și alte avantaje, și anume faptul că există piață. E o piață care în România, pot să spun că abia acum a început să se vadă. Și nu numai în România. Cererea de produse ecologice românești, o știu de când participam la BioFac, este extraordinar de mare. Depășește cu mult chiar și procentul care și l-au propus Uniunea Europeană prin acest program de înverzire, să zic așa, Green Deal. Și totodată România are acest potențial. Dumneavoastră vorbeați de suprafață de 300.000 de hectare? Păi 300.000 de hectare este format în toate speciile cultivabile în România. Un alt aspect. În România se cultivă, se face agricultura ecologică peste tot. Ceea ce înseamnă că există condiții în toată România de a face agricultura ecologică. Dar, în același timp, nu putem spune că trebuie să se facă agricultură ecologică pe întreaga suprafață agricolă a României. E loc și pentru ceilalți colegi, dar pentru consumatorii interesați de a avea niște alimente sănătoase, hrănitoare și, sigur, și gustoase, că și acesta este un criteriu foarte important, mă refer în special la
la legume, la fructe. Acestea sunt niște lucruri de care să țină cont fermierii sau colegii care vor să înceapă o afacere în agricultura ecologică. Da, cred că au fost argumente hotărătoare pentru cei care au decis să înceapă să facă agricultura ecologică. Eu mi-aș dori ca prin această emisiune să reușim să mai convingem câțiva fermieri să facă acest pas, pentru că cred că am avea cu toții de câștigat, odată că dumnealor ar avea anumite avantaje și subvențiile sunt mai mari decât în agricultura convențională, iar mai mulți români ar avea acces la alimente mai sigure, mai sănătoase. Deși în România trebuie să recunoaștem că, spre deosebire de alte țări, alte state, modul în care sunt tratate, îngrijite plantele nu se face la fel ca în țările din vest. Cantitățile de insecticide, pesticide sunt mai reduse dacă vorbim de agricultura convențională. Da, nu o să intrăm acum în subiectul ăsta. Aș face o remarcă referitor la subvenții. Nu se înțelege că subvențiile în agricultura ecologică sunt foarte mari. Da, sunt mai mari. În România, România, de fapt, la ora actuală are cea mai mică subvenție pe agricultură ecologică din Uniunea Europeană. Putem să comparăm, dacă vreți, cu cultura convențională de soia, unde subvenția suplimentară este la aceeași dimensiune. Deci nu avem o subvenție extraordinar de mare care să... avem decât o subvenție în plus care să te susțină la minusul de producție, care să te susțină în anii când uneori anumite suprafețe, un procent din suprafață ți se compromite total. Lucrul ăsta trebuie spus la colegi, adică nu să spunem că totul este roz, totul este perfect, este deosebit și apoi când ți se compromit 50 de hectare din cauza burierilor și trebuie să le reînsămânțezi cu alți bani, cu altă cheltuială, cu alt efort, asta trebuie știute și pe lângă acești factori de descurajare a celorlalți colegi, mai sunt multe pârghii care încă n-au fost acționate cum trebuie pentru a stimula acest sector să se dezvolte mult mai mult. Cum ar fi? Haideți să vorbim. Poate, cine știe, le dăm idei unora dacă nu le au deja și ajutăm. Eu am mai spus la dumneavoastră în emisiune despre angajamentul de agricultură ecologică, care este foarte descurajator pentru foarte mulți colegi. Este, cred că, punctul de plecare negativ, care îi face pe ceilalți colegi să nu facă pasul către acest tip de agricultură. Dar să nu uităm marele avantaj pe care îl avem toți fermierii din România. Avem de partea noastră elementele esențiale de producție. Solul fertil, foarte fertil. Avem în unele locații, unii colegi și au început deja să-și creeze sisteme de irigații care aproape că te duc cu producția până lângă cel din convențional. Avem de partea noastră clima, o climă deosebită, foarte bună, protectoare, pot să spun, față de unele boli și dăunători. Foarte multe lucruri pozitive sunt de partea noastră, dar cred că și în acest domeniu mai trebuie făcut ceva. Vă rog să vă păstrați ideea, luăm 10 secunde de publicitate și apoi o să vă dau cuvântul. Creștem împreună cantitate și calitate fără stres, aplicând produsele naturale AgriTecno pentru cultura ta. Alegi biostimulatorii din gama AgriTecno, alegi performanța. Bun, vă rog. Da, vreau să spun că pe lângă toate aceste lucruri pe care le-a menționat colegul nostru, diversitatea de condiții climatice și de sol constituie un alt factor foarte important care încă nu este exploatat așa cum se cuvine nici în agricultura convențională. Toți încercăm să practicăm un șablon de agricultură, așa cum se face, să dau un exemplu, în Olanda, trebuie să-l facem și în România, când în realitate, dacă am ține cont de această caracteristică, am reduce foarte mult din cheltuieli.
cheltuielile cu factorii care stimulează producția, așa numitele input-uri de care trebuie să vorbim. Și să fac și următoarea precizare. Cei care vor acum să facă agricultură ecologică trebuie să știe că avem input-uri pentru a controla aproape toți factorii dăunători, cu o singură excepție. Din păcate, buruienile, până în momentul de față, în afara de mijloacelor fizice, în special mecanice și umane, nu avem alte soluții. Sapa e principalul dușman al buruienilor în agricultura ecologică. Vreau să mai adaug, rotația în agricultura ecologică este foarte importantă ca să controleze buruienile. Există specii care au acest efect alelopatic asupra buruienilor, dar există și soiuri, așa cum am aflat din ultimul comunicat, cum este soiul Glossa, care are efect alelopatic asupra unor buruieni, lucru pe care până acum nu l-am știut. Și atunci mi-am explicat de ce soiul de la Creala Fundulea, acest soi de grâu Glossa, ocupă o suprafață așa de mare din România și a rezistat atâția ani pe primul loc, ca și suprafață, dar și ca producție. Uitați, domnul Gheorghe Terheș, care ar fi avantajul agriculturii eco față de convențional, ca afacere? Păi, am spus câteva din aceste lucruri. În primul rând, valoarea producției pe care o obținem. Prețurile de vânzare în agricultură. Ușurința de valorificare a producției. Și, cum am zis, primul lucru care l-am spus, am spus piața, nu în primul rând. Deci, în primul rând, există piață. Dacă există piață, înseamnă, dacă e cerere, atunci, sigur, ai asigurat și o să vă dau un exemplu. Vă rog. Accesez la un prieten. O să ai asigurat și un preț pe măsură. Cunosc un coleg tânăr, foarte tânăr și absolvent de universitate, care face pe la Vâlcelele agricultură ecologică, face legumicultură ecologică, care, sigur, a negociat un preț la cartof cu de 6,5 lei pe kilogram. Păi vă rog să... Dar e produs, e adevărat, produsul respectiv este cel care... prețul respectiv îl primește în momentul în care e pus pe raft. El are grijă de tot până la raft. Așa că, comparativ cu... Luați în considerare, pentru ceapa ecologică, prețul variază între 9 și 10 lei. Chiar ajunge și la 12 lei. Pe kilogram. Pusă pe raft. Pusă pe raft. Și deci, cea convențională, ca să facem așa o comparație, la cât ajunge? Cred că undeva la 2 lei, 2 lei 50. Iar la cartof? La cartof tot, până în 3 lei. Până în 3 lei, deci aproape de 3 ori mai mult. Da, la cartof ar fi dublu. Da. Ar fi dublu. Deci, în general, prețurile. Deci, pentru că e piață, normal că și e o piață incipientă, dar cererea e foarte mare aceste piață. Bun, dar și producțiile sunt ceva mai mici, adică trebuie să spunem lucrul ăsta, că nu sunt comparabile cu cele din convențional, ca și cantități. Acum, să știți, noi suntem la început din toate punctele de vedere, chiar dacă am început în anul 2000 agricultura ecologică. Uitați-vă, nu avem dotarea suficientă cu sisteme de irigat, care ne-ar salva enorm în ceea ce privește și cei care au condiții de irigare, garantat într-un timp extraordinar de scurt, vor putea să obțină producții la același nivel cu cei din agricultura convențională. Mai e și altceva. Și noi din cercetare lucrăm să găsim niște soiuri care să corespundă cerințelor acestor colegi. Să fie mai tolerante la boli și dăunători, să aibă productivitate cel puțin egală cu acelor din convențional și în același timp să aibă o calitate care nu egalează cei din convențional. Domnul Tonces, noi facem pașii care îi facem și îi facem mici. Dar să nu uităm, haideți să ne uităm în Uniunea Europeană, să ne uităm la țările din jurul nostru care deja... În portofoliul lor de producere de sămânță, și aici vă dau numai un nume de o firmă olandeză care produce semințe de legume, care are în portofoliu atât semințe convenționale, cât și semințe ecologice. Deja lucrurile nu stau pe loc.
Noi de aceasta de este un alt exemplu de afacere. 5 ani. Sămânța. Să zic de 5 ecologic. Ani, lucrurile în agricultura ecologică în Uniunea Europeană s-au dezvoltat atât de mult, încât la ora actuală, dumneavoastră ați remarcat mai devreme foarte bine că nu există decât pentru buren. Deja sunt convins că în cel mai scurt timp o să avem probabil un desicant total. Deja noi o să primim la nivelul fermei o monstră dintr-un astfel de produs care va fi, care va face treaba total, ca un fel de total ecologic. Și gama de produse de fertilizare, de stimulare, de combaterea bolilor și a dăunătorilor, deja este aproape la nivelul celei din convențional. Deci lucrurile nu stau pe loc. Un pic tehnologiile de cultură pentru combaterea bolilor sunt diferite. În rest, cu o fertilitate naturală asigurată, cu îngrășăminte care se găsesc pe piață, cu un sistem de irigare bine pus la punct, domnul Ghinea, în cel mai scurt timp o să vorbim de producții identice cu cei din convențional. Sunt anumite culturi la care putem să ajungem pe colegii din convențional. Nu pot fi chiar identice, pentru că la noi obiectivul este ca recoltele să fie de foarte bună calitate. Se știe foarte bine care este corelația, să zic, negativă dintre productivitate și calitate. Și ca atare, în agricultura ecologică, dacă mergem pe obținerea de produse de foarte bună calitate, producțiile vor fi mai mici, dar acestea sunt recuperate, să zic, această diferență este recuperată de prețul oferit de piață. Și aș mai da un exemplu la ora actuală, de ce există o cerere atât de mare pe piața din Uniunea Europeană pentru cultura de rapiță. Extraordinar de mare. Nu se face față cu producția. Și prețul este aproape cu 50-60% mai mare decât prețul din convențional. Un preț foarte, foarte bun. Deci, într-un fel, producțiile sunt la fel. Dacă mă gândesc că prețul e dublu. Da, ca nivel de implicare, efortul e mult mai mare decât în convențional. Domnul Ghinea a spus punctul pe rană. Aici este partea care cred că deranjează pe mulți. Da, este mult mai multă muncă, mult mai multă implicare. Fermierul trebuie să fie prezent, trebuie să fie tot timpul. Să fie fermier, cu alte cuvinte. Să aibă o interacțiune foarte zilnică cu câmpul, cu culturile, cu absolut tot, pentru că trebuie să acționezi mult mai repede decât în celălalt sistem. Da, dar când efortul este încununat cu un succes financiar deosebit, atunci sigur spui că merită și mai ales consumatorul final este cel care îți dă verdictul și ai o automulțumire. Bun, haideți să luăm câteva minute de publicitate. După o scurtă pauză comercială o să revenim aici la Agricultura la Raport, să vorbim și despre noua legislație pentru agricultura ecologică, pentru că nu mai e mult timp până când va intra în vigoare, la începutul anului 2021, ce ar trebui să cunoască fermierii români, cât de pregătită e România pentru a face această trecere. O să continuăm să facem o pledoarie pentru a-i determina pe fermieri să intre și în acest gen de afacere, pentru că, din spusele invitațiilor mei, merită acest efort a fi făcut. Pauză și revenim.